Pentru seara aceasta de har, pentru locul acesta mult binecuvântat, pentru scumpa și sfânta noastră revedere, spune-mi iarăși din toată inima cu întreaga adunare, slăvit să fie Domn. Ne ridicăm și citim cuvântul Domnului pentru seara aceasta, un cuvânt care trag nădejde să fie pentru fiecare dintre noi, folositor nu doar pentru umblarea și alergarea noastră vermelnică pe pământ, ci pentru vecii vecilor. 2 Corinteni, capitolul al 4-lea, începând cu versetul 16. 1131, pagina în Sfintele Scripturi, 2 Corinteni, capitolul al 4-lea, începând cu versetul 16, parte de Scriptură intitulată Pricinile de încredere. De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși, omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi, tot mai mult, o greutate veșnică de slavă, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Amin. Să luăm loc și să ascultăm cu luarea mintei cuvântul Domnului. Lumea aceasta în care ne este dat să trăim este o lume într-un continuu proces de degradare și de destrămare. Se destramă viețile oamenilor, se destramă familiile, se destramă bisericile, se destramă comunitățile de oameni și se destramă națiunile una după cealaltă. Scriptura pe care am citit-o spune care este din veșnicie, după înțelepciunea lui Dumnezeu, programul de viață și pentru noi în vremurile acestea grele și foarte încurcate de pe urmă. Noi ne uităm în cartea aceasta minunată, cartea Faptele Apostolilor, și ne minunăm de isprăvile pe care Duhul Sfânt le-a săvârșit prin acești minunați bărbați ai credinței din vremea de atunci, luptele lor, încercările, necazurile, durerile și biruințele, una mai frumoasă decât alta. Și ne vine să spunem ce greu le-a fost lor. Dar Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, zice nu, vouă vă va fi greu, pentru că în zilele de pe urmă vremurile vor fi grele. Nimeni să nu se înșele și nimeni să nu se lanse înșelat, vremurile sunt grele și de aici mai departe vor fi și mai grele și mai rele. Și care este programul de viață rânduit din înțelepciunea veșnică a lui Dumnezeu și pentru noi în vremurile acestea foarte grele de pe urmă? Zice, de aceea noi nu cădem de oboseală. Chiar dacă omul nostru de afară se trece, spune totuși, omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Și asta e ceva mult mai important și dacă ar fi zis, omul nostru din lăuntru se înnoiește în fiecare zi. Nu spune că se înnoiește din duminică în duminică și nu spune că se înnoiește din Paște în Paște, din Crăciun în Crăciun. Zice ceva cu mult mai important, omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Cei mai mulți dintre voi știți, călătoresc și eu prin îndurarea Domnului foarte mult, mai întâi în România, în mijlocul fraților și bisericilor de un fel sau de un altul și după aceea prin harul Domnului și în afara României. Și întâlnesc mii și mii de oameni, de diferite vârste și de diferite ranguri, și întâlnesc mii și mii de slujitori ai Evangheliei și de slujitori ai bisericii. De la an la an, tot mai mulți cad de oboseală. Și în mințile lor, și în inimile lor, și prin aceasta, în trupurile și în viața lor. Tot mai mulți cad de oboseală. Specialiștii spun, boala cea mai răspândită în vremurile acestea moderne, foarte încurcate de pe urmă în care ne este dat să trăim, este depresia. Și depresia nu este atât de mult o boală, cât este mai cu seamă un duh de boală. Și pentru că este un duh de boală, în limbaj popular, boala aceasta este numită stres, pentru că este un duh de boală,
boala aceasta numită depresie nu este nici cu o tonă de medicamente, în schimb este cu puterea lui Dumnezeu, este cu degetul lui Dumnezeu. Tot mai mulți cad de oboseală. Și Scriptura spune în seara aceasta pentru fiecare dintre noi și în dreptul fiecăruia dintre noi și în dreptul fiecărui creștin. De aceea zice, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, asta este treaba lui. Totuși, zice, omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Nu trebuie să fii nici savant, nu trebuie să fii nici teolog, citind Scriptura aceasta să tragi o concluzie extrem de simplă, în același timp extrem de importantă și cu consecințe veșnice. Fiecare dintre noi nu suntem doar unul, că suntem doi. Omul din afară și omul din lăuntru. Omul acesta din afară, indiferent ce îi face, indiferent cât de mult îi cheltuiești pentru el, să-l îmbraci bine, să-l distrezi, să-l îmbuibi, să-l plimbi, să-l parfumezi, să-l ghidi-l, indiferent ce îi faci și cum îi faci, mult mai curând decât gândești, va ajunge în țărâna pământului de unde a fost luat, mult mai curând decât gândești, va ajunge, cum ai zice, un schelet și un craniu și o hrană foarte delicioasă pentru vieri, omul din afară. Omul din lăuntru este creat să supraviețuiască tuturor transformărilor din trup și să trăiască veșnic. Dacă eu v-aș întreba care dintre cei doi este mai important, toți i-ați răspunde, păi dacă omul din lăuntru trăiește veșnic, omul din lăuntru este mai important. Și este adevăr în ceea ce spui cu gura, numai în măsura în care dai omului din lăuntru, în fiecare zi, întâietatea, adică însemnătatea care îi se cuvine. Altfel este vorbă goală. Nu doar necredința îi duce pe oameni în iad, și credințele false îi duc deopotrivă pe oameni în același loc de mare chin, de mare durere și de regret veșnic. Să nu vă supărați, am să vă spun ceva care ține de un adevăr foarte dureros. Am fost foarte cercetat în ultima vreme de Scriptura care zice, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Și mai mult decât atât de Scriptura care zice, tu zici despre tine, m-am îmbogățit, sunt bogat și nu duc lipsă de nimic. Și nu și, că ești și gol și sărac, și orb, și ticălos și nenorocit. Asta este ceva grozav. Eu să zic despre mine că sunt din calea afară de sănătos și un cancer să mă devasteze pe dedesubt. Cei mai mulți între cei care frecventează astăzi biserici de un fel sau de un altul, trăiesc ca și când Dumnezeu n-ar exista. Pentru cei mai mulți între cei care frecventează astăzi bisericile noastre de un fel sau de un altul, Iisus nu este nicicum Domn și Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Împăratul Slavei, ci este mai degrabă un simbol religios. Și nu este de mirare, de la an la an, tot mai mulți cad de oboseală în adunările noastre. Și nu puțin dintre cei care slujesc, fac slujbe de un fel sau de un alt. Presiunile sunt mari și tot mai mari. Țara care are cei mai mulți locuitori de pe pământ este China. Și China joacă în planurile anticristului un rol foarte important. Însă joacă și va juca în planul Domnului un rol încă mai important. 62 de ani în urmă au intrat comuniștii să guverneze China, țara aceasta cu cei mai mulți locuitori de pe planetă, 1 miliard și vreo 500 de milioane de locuitori. Și când au intrat ei comuniștii să guverneze China, să aducă fericirea în țara aceasta, creștinii erau la oaltă din toate confesiunile, 3 milioane. După 10 de ani de teroare inimaginabilă în China, 10 de ani în care guvernul chinez a ucis peste 80 de milioane de chinezi, numai ca să aducă fericirea, paradisul comunist, și foarte mulți dintre frații noștri și surorile noastre au fost întemnițați, întemnițate și uciși pentru credința lor. Astăzi, rapoartele misionare spun că în China avem peste 100 de milioane de creștini. Și tot rapoartele misionare spun că în fiecare zi, între 20 și 25 de mii de oameni își predau sufletul și viața în mâna Domnului.
Cele mai multe biserici în China sunt subterane. Nu sunt înregistrate la stat, nu vor să aibă nimic de a face cu un guvern care nu doar că se declară ateu sau ateist, dar luptă conversionare împotriva lui Dumnezeu și împotriva credinței. Și știu despre doi misionari din lume așa zis liberă, unul de aici în America, s-au dus să viziteze câteva biserici dintre acestea subterane din China. Și au intrat într-o biserică, uite cum ar fi biserica aceasta, în care erau trei pastori care fuseseră toți trei în medie 16 ani în închisoare pentru Domn. Toți trei fuseseră în închisoare. Și la sfârșitul adunării, misionarul acesta venit din America i-a întrebat pe cei trei pastori: dar ce se va întâmpla dacă iarăși guvernul acesta comunist o să vă aresteze? Și fețele lor au strălucit și au răspuns toți trei într-un glas așa: dacă noi vom fi iarăși arestați de guvernul comunist, vom avea două mari binecuvântări din partea Domnului. Cea din tâi mare binecuvântare: noi ca slujitori Evangheliei vom merge din închisoare în închisoare și din lagăr în lagăr și vom fi cei mai onorați să slujim Domnului cu Evanghelia în mijlocul semenilor noștri din închisori și din lagăre. Sunt și acolo mii și mii de oameni, creaturi ale mâinilor lui Dumnezeu, care au și ei nevoie de mântuire și de mântuitor, și noi vom fi cei mai binecuvântați să mergem și să le vestim Evanghelia. Și cea de-a doua mare binecuvântare care va veni peste noi, peste Biserica Domnului, dacă noi vom fi iarăși arestați, tinerii care sunt în adunare și care nu pot sluji bisericii câte vreme suntem noi aici, ei vor fi obligați să ne ia locul. Și în felul acesta se vor maturiza de timpuriu și Biserica Domnului va avea un mare câștig, va avea un mare folos, va avea un mare binecuvântare. Și au zis și au adăugat pastorii aceștia, care nu aveau o înțelepciune ieșită de la oameni, ci o înțelepciune venită de sus, prin Duhul Sfânt: voi spuneți în lume liberă despre noi că suntem într-o stare foarte rea și pare că este așa, dar nu este deloc așa. Voi sunteți într-o stare mai rea decât suntem noi și ce este mai dureros, că nici nu vă dați seama de lucrul acesta. Voi sunteți persecutați din punct de vedere psihic. Și m-am gândit în mintea mea câtă dreptate și cât adevăr în cuvântul acestui bărbat. Pentru cei care nu știți, în fiecare zi în America se închide o biserică. Nu suntem nici într-o țară comunistă și nici nu suntem într-o țară musulmană. Într-un raport primit de la organizația aceasta minunată, Vocea Martirilor, se spune că în Pakistan, anul trecut, sute de biserici au fost incendiate sau aruncate în aer. Este mânie, este ura aceasta grozavă, diavolul care stă în spatele acestor sărmani oameni, cum îi zice, de religie islamică. Și acolo este o teroare, este o luptă. Aici este o teroare și o luptă mai grozavă. Și cum spunea și pastorul acela, durerea durerilor se în faptul că nici nu ne dăm seama de această grozăvie. De aceea noi nu cădem de oboseală. Chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși, zice, omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Atunci când în fiecare zi inima se îndreaptă către Domnul și există închinarea aceea minunată în Duh și în adevăr, și prin rugăciune și prin cântare, părtășie din Sfintele Scripturi, pâinea vieții și apa cea vie, legătura cu Sfinții, milostenia, vestirea Evangheliei și toate celelalte. V-am mai spus, îmi pare, și data trecută, o să vă spun și acum, și dacă o să mai vin în timpul cât stau aici, o să vă spun iarăși și iarăși: biserica trebuie să se întoarcă grabnic la începuturile ei. Și noi, în generația aceasta în care ne este dat nu întâmplător să trăim, trebuie să ne închinăm Domnului la fel cum au făcut-o și părinții noștri și părinții și părinții părinților noștri, în fiecare zi, căutând cu tot din adinsul fața Domnului, închinându-ne în Duh și în adevăr, închinându-ne cu toată inima. Acesta este programul de viață rânduit de Dumnezeu pentru sfinți în toate vremurile, în toate generațiile și parcă îmi vine să spun mai cu seamă pentru noi în vremurile acestea cu lupte foarte mari și foarte grele. De aceea noi nu credem de oboseală. Chiar dacă omul nostru de afară se trece, asta este treaba lui. Totuși, zice, omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi.
De ce nu cădem noi de oboseală, versetul 17? Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult, zice, o greutate veșnică de slavă. Cine a scris cuvântul acesta minunat? Apostolul Pavel, care n-a trăit o viață confortabilă, n-a trăit o viață de huzur, cum este minciuna aceasta diavolească intitulată Evanghelia Prosperității și alte nebunii de felul acesta. Un om care a mers din încercare în încercare, suferință, suferință, necaz, necaz, durere după durere, bătaie după bătaie, batjocură după batjocură, închisoare după închisoare. Și el spune, și nu este că el, este el cel care spune, Duhul Sfânt spune prin el. Întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi. Deci tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Credința care ne mântuiește și pe noi de iad, de mânia lui Dumnezeu și de focul remușcărilor veșnice este aceeași, se numește credința sfinților și este credința în înviere. Credința în viața veșnică, credința în cer și în iad și credința în scaunul de judecată al lui Hristos, care la sfârșitul veacurilor va spune în dreptul fiecărui om un singur cuvânt, unul din cele două posibile și în raport de cuvântul acesta, de cuvântul acesta va depinde locul în care noi ne vom petrece veșnicie. El va spune vino sau du-te. Și de cuvântul acesta va depinde locul veșniciei noastre. Dacă eu v-aș spune în seara aceasta, voi nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, v-aș minți. Pentru că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, spune, voi nu mai sunteți pământești și duhovnicești dacă Duhul lui Hristos locuiește în adevăr în voi. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui Dumnezeu. Poți să stai la adunare 30 de ani și 50 de ani și să faci slujbe de un fel sau de un alt. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și când Domnul va veni pe norii cerurilor cu putere și cu mărire și cu slavă, îi va duce acasă, îi va duce la sine numai pe cei care sunt ai lui, nu așa spune așa Biblia. Dacă nu are cineva Duhul Sfânt, dacă nu are cineva Duhul lui Dumnezeu, nu este al lui Dumnezeu. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Cine se îngrijorează nu slujește lui Dumnezeu, ci slujește mamonii. Cine se tulbură nu slujește lui Dumnezeu, ci slujește mamonii. Cine cârtuiește, cine este nemulțumitor și altele de felul acesta. La matematică nu există numai 3, 5, 1 milion și 1 miliard, că la sfârșit de tot este așa un 8 culcat și asta se numește infinit și poți să ai 20 de ani de necazuri mari. Și poți să ai 40 de ani, și poți să ai și 80 de ani, în caz de un fel sau de un alt, când ai să scazi din infinitul acela 80 de ani de necazuri, o să descoperi că rămâne tot infinit, nu? Și atunci cuvântul acesta este minunat. Întristările noastre ușoare de o clipă, zice, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slav. Și tot Apostolul Pavel este cel care spune suferințele de acum, nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Să ne pocăim în seara aceasta și de păcatul acesta grozav de a nu primi cu amândouă mâinile și prin credință cu bucuria care vine din Duhul Sfânt, suferințe sau încercări, indiferent de natura lor, că sunt de un fel sau de un alt. Am găsit o doamnă adevărat sfântă, o femeie minunată, credincioasă, 37 de ani după ce a primit credința, pocăința, focul pocăinței, 37 de ani a fost mereu și mereu și batjocorită și bătută și înjurată și scuipată și uneori alungată de afară, de acasă, de soțul ei. Și 37 de ani femeia aceasta a avut o singură rugăciune cu privire la soțul ei și a spus, Doamne, mi-ai dat mie mântuirea, mi-ai dat mie credința sfinților și pocăința, cea mai mare păcătoasă care a existat vreodată pe pământul acesta. Și Biblia zice că ai toată puterea în cer și pe pământ și mi-i spune că tu urăști despărțirile. Eu vreau cu toată inima să merg în cer, dar fără soțul meu eu nu vreau să merg în cer. Și să faci ce vei ști și cum vei ști, indiferent cât va trebui să sufer eu pentru aceasta, dar să dai și soțului meu pocăință. Și după 37 de ani, soțul care părea un leu și un zmeu și un paraleu, prin miracolul nașterii din nou, prin pocăință, prin credința sfinților, a devenit și el un mielușel. Și când am fost eu la dumnealor acasă, trecuse un an de când și bărbatul acesta încheiase în apa botezului legământul acela
de iubire și de slujire veșnică cu Domnul. Zice, întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. De aceea noi nu cădem de obosea. Și vine și versetul cu numărul 18, care încheie partea aceasta minunată de Scriptură intitulată Pricinile de încredere și spune, de ce nu cădem de obosea? Zice, noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnici. Și acum, diavolul care are o înțelepciune mare, nemaipomenită, o experiență de mii de ani cu miliarde de oameni, are la îndemână astăzi instrumente tehnice extrem de puternice și de eficiente pentru a duce în casele noastre, în mințile, în inimile și în viețile noastre, mereu și mereu, taman ce se vede. Și prin nebunească această televiziune și după aceea prin supra-nebunească a televiziunii care este internet, sunt unii dependenți de nebunească această televiziune ca de drog. Cu asta se culcă, cu asta se spală. La fel și cu internetul acesta. Și prin televiziune și prin internet îți intră în fiecare zi, în casă, în minte, în inimă, lucrurile care se văd. Și Biblia spune de ce nu cădem noi de oboseală. Nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, pentru că lucrurile astea care se văd sunt trecătoare. Pe când cele ce nu se văd, astea sunt veșnice. Prin nebunească această televiziune îți intră în fiecare zi în casă sute de demă. Nu vorbesc despre televizor ca obiect tehnic sau obiect de mobilier, vorbesc de Duhul care stă în spatele tuturor acestor emisiuni, una mai nebunească și înșelătoare decât alt. Nu teologii spun, specialiștii în media, ei spun că dacă nu se întâmplă o minune datorită influenței tot mai dăunătoare a mediei asupra minții umane, până în anul 2050, oamenii vor deveni mai răi decât animalele sălbatici. Și nu este de mirare. Și nebunească această televiziune este instrumentul extrem de eficient pe care l-a întrebuințat diavolul și în grădina Edenul. Acolo spune despre lăudăroșenia vieții, pofta ochilor și pofta firii celei pământești. Dacă ar fi să vă întreb, voi vreți să fiți fericiți anul ăsta 2011? Dacă ați fi înțelepți, îi zice, nu, noi nu vrem să fim fericiți, noi vrem să fim cei mai fericiți. Cei mai fericiți oameni de pe pământ sunt oamenii care ascultă cei mai mult de Dumnezeu. Așa sunt cei mai fericiți. Și așa de mult îmi place aici psalmul cu numărul 1, care este o comoară, este o bijuterie. Duhul Sfânt inspiră autorul psalmului acestuia și zice, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Păi nebunească asta televiziune este exact sfatul celor. Și mai departe zice, nu se oprește pe calea celor păcătoși. Și nebunească televiziune este exact calea celor păcătoși. Și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Și nebunească televiziune este exact scaunul celor batjocoritori. Prin televiziune mereu și mereu se intră în casă și mincinoși și batjocoritori și disfrânați și sodomiți. Asta se intră în casă. Dar zice, ferice de ei care nu fac asta, de fac altceva. Și mai departe zice, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Te întreb și te mărturisesc. Înaintea Domnului totul este gol și descoperit. Nu făceau părinții noștri exact lucrul acesta? Nu se închinau Domnului părinții noștri în fiecare zi, în duc și în adevăr căutând cu totul din adinsul mereu și mereu fața Domnului? Zice, ferice de el care nu face așa și ferice de el care face așa. Pământul cu tot ce este pe el va arde. Dar cine face voia lui Dumnezeu acela rămâne în veac. Și s-a rugat un frate. Acum eu am avut un alt cuvânt pentru voi, dar de la rugăciunea fratelui acestuia mult iubit, care sunea Domnului despre omul din lăuntru, Duhul Sfânt a zis să schimbi și să vorbești despre asta. Și s-a rugat un frate. Zice, noi vrem să ne sfințim. Și nu să ne dai sfințirea aceasta și să ne dai curățirea aceasta. Voia lui Dumnezeu, zice, este sfințirea voastră. Și să te sfințești înseamnă să fii pus deoparte. Să nu vă potriviți, zice, chipului veacului acest. Lumea și chipul ei merg pe drumul lor, sfinții pe calea îngustă, calea crucii, calea Domnului, pe drumul hotărât de Domn. De aceea noi nu credem de oboseală.
Nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare și noi nu vrem să pierim dinpreună cu ele, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Dacă deci ați înviat dinpreună cu Hristos, nu e că v-ați botezat la baptist și sunteți membri la o biserică sau la Pentecostal, unde o să mai fi, zice, dacă deci ați înviat dinpreună cu Hristos, și asta se face mai întâi printr-o răsignire și printr-o îngropare, trebuie să murim față de lume, față de păcat, față de firea pământească cu poftele ei și să murim față de lumea aceasta de căzut, dacă deci ați înviat dinpreună cu Hristos, cum zice mai departe? Să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu, și după aceea gândiți-vă, zice, la lucrurile de sus și nu la cele de pe pământ. Au și astea de pe pământ însemnătatea lor, dar trebuie să fie mereu și mereu o însemnătate care vine după aceea. Însemnătatea din tâi să fie omul din lăuntru, să fie Dumnezeul și Mântuitorul sufletului nostru, Domnul Iisus Hristos, care mântuiește după aceea și trupul, Duhul. Să fie cerul, să fie împărăția lui Dumnezeu, să fie Sfintele Scripturi, Evanghelia, răspândirea lor, părtășia cu Sfinții și toate celelalte deopotrivă. Eu nu vă doresc nici de cum să fiți fericiți anul acesta, ci vă doresc să fiți cei mai fericiți oameni care trăiesc și în generația asta foarte încurcată de pe urmă, pe pământul acesta. Și cei mai fericiți oameni de pe pământ sunt oamenii care ascultă cel mai mult de Dumnezeu. Și Scriptura în seara aceasta, pentru toți cei care avem urechi de auzit, nu doar că vorbește, nu doar că îndeamnă, poruncește. De aceea noi nu cădem de oboseală. Și chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși, zice, omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Cei care sunteți căzuți de oboseală, nu vă temeți, nu vă îngrijorați, nu vă tulburați. Strigați la Dumnezeu, după milă și îndurare, pocăiți-vă în sac și în cenușe. N-am trăit în ascultare până aici, acum suportăm consecințele, dar de aici mai departe vrem să trăim în ascultare. Și Domnul să-și întindă mâna și să săvârșească o eliberare minunată. Și după aceea viața noastră să fie adevărat o viață plină de acest conținut nou, minunat și bogat, care este Duhul Sfânt, Evanghelia și legătura frățească, părtășia cu Sfinții. De ce nu cădem noi de oboseală? Întristările ușoare de o clip lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Ca la școală. Câte examene n-am avut și noi care am umblat într-o școală sau într-alt. Vai, 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 ce ni se părea de greu și de rău. Dar examenele alea ajutau să mergem dintr-o clasă într-alta, dintr-o clasă într-alta. Așa și în ceea ce privește viața de credință, în cazurile, încercările, suferințele, au un rol extrem de puternic și de important. Nu întâmplător, Biblia spune despre programul de viață al Domnului Iisus, singurul care a preexistat. Om al durerii și obișnuit cu suferință. Și cel din urmă verset, de ce nu cădem noi de oboseal? Nu ne uităm la lucrurile care se văd. Faceți-vă, voi o încercare de aici mai departe. Ați avut această lună cu rugăciune, cu post, poate obiți și de aici mai departe, nu știu eu. Dar puteți să faceți un post și de la nebunească această televiziune. Și să ziceți, uite, nu ne mai uităm noi o lună și în schimb în casele noastre să înceapă iarăși rugăciunile, cântările, cuvântul, puneți copiii să predice din cuvânt, veți avea niște surprize uriașe și descoperiri minunate le va da Dumnezeu și după aceea și poezii și cântări. Și dacă după o lună de zile de trăit în felul acesta în casă, veți fi mai necăjiți, mai triști, mai îngrijorați, mai apăsați, mai nervoși și furioși și stresați cu soția, cu soțul, cu copiii, cu părinții, cu toate celelalte, eu vă dau voi mai puneți o nebunească televiziune peste aia pe care o aveți. Dar dacă veți vedea că este pace, este bunăvoire, liniște și este o dragoste și pentru Domnul și unul pentru celălalt, rămâneți în adevărul acesta al credinței Sfinților. Calea aceasta care i-a mântuit și pe înaintașii noștri și singura în măsură să ne mântuiască și pe noi. Și acum să vă mai spun un singur cuvânt și cu asta să mă opresc. Frații ăștia din China în fiecare zi ei se roagă, diferite cauze aduc înaintea Domnului, în special două, de astea nu uită niciodată. Și ei se roagă întâi de toate și spun așa, Doamne, fă din țara noastră din China o țară creștină cum a fost America odinioară.
Au și rugăciune frumoasă. Și în al doilea rând se roagă și spun, fă din biserica Domnului Iisus, de aici din China, biserica cu cei mai mulți misionari din lume. De aia v-am spus eu, China joacă un rol foarte însemnat în planul Anticristului, dar joacă și va juca un rol încă mai important în minunatul plan pe care îl are Dumnezeu cu privire la pământul acesta și cu privire la Sfinții Lui copii. Acum eu trebuie să merg la adunarea de peste drum, de aia nu voi rămâne după ce săvârșiți minunatul cuvânt de rugăciune la încheiere cu mulțumire. V-am adus și în seara aceasta niște materiale care zidesc foarte bine omul lăuntric al credinței. Sunt trei documentare extrem de puternice, n-au mai fost aduse niciodată. Este și un disc, mărturia unui fost ofițer de securitate care a ucis creștini în vremea comunismului și după aceea s-a pocăit în chip miraculos, o mărturie zguduitoare. Și mai sunt și două volume, cuvânt de învățătură, fiecare cu câte 6 discuri cu predici, studii biblice și altele de felul acesta. Mulțumesc din toată inima Domnului și preiubitului frate Ovidiu. Îmi pare rău că fratele Daniel nu este cu noi cu trupul, dar este cu Duhul, poate îi avea altă dată prilej să-i dau și dumnealui sărutare. Mă opresc la cuvântul acesta spunând, tare și apăsat urarea care îmi place cel mai mult. Dumnezeu să vă mântuiască pe voi și casele voastre și să mă mântuiască și pe mine și casa mea. Amin.